Salut, numele meu este Andrei, sunt Nenea și azi te voi învăța cum să faci 360 shot. Poziționarea picioarelor se face în felul următor. Picior din față exact ca la kickflip și picior din spate ca la treflip. Ca să nu știți, fix pe colț plăci. Tricurile care te vor ajuta să dai 360 shot, sunt shot și 360 flip. Acum vă voi explica mai ca lumea cum e 360 shovit-ul, cum se dă scoop-ul, cum se dă pop-ul. Salut, Fănea! Așa. Când dai scoop-ul la placă, nu e exact la treflip, nu trebuie să apeși foarte tare aici, ci mai mult să o împingi în față, astfel încât să nu ia niciun, să nu se ducă în pressure flip. E, și ea o să se învârte, îl oprești cu piciorul din față, întotdeauna piciorul din față trebuie să te aducă placă.